Ani Constantin și Catrina Georgeta au avut parte de o întâlnire extrem de frumoasă. Cei doi s-au apropiat destul de mult, iar pretendenta la inima burlacului a făcut pasul. L-a sărutat pe Andy. Catrina Georgeta a fost la un pas de eliminare ediția trecută, însă Andy a vrut să-i mai ofere o șansă la inima sa. Tânăra pretendentă a lăsat la o parte formalitățile și a fost sinceră. Cei doi s-au bucurat de câteva ore bune de discuții care au curs de la zona copilăriei către stilul vestimentar și muzica preferată. Pe măsură ce aceste discuții decurg natural și avansăm în tot mai multe subiecte, cumva și distanța dintre noi la propriu se micșorează, spune Andy. Cei doi au devenit din ce în ce mai intimi și mai tandri, fapt care a dus la atingeri. Andy a făcut primul pas și i-a sărutat mâna Catrinei Georgeta. Pentru mine să sărut mâna unei femei înseamnă un gest de prețuire, de atenție și cumva de respect, spune burlacul. Privirile pline de dorință li s-au intersectat, iar Catrina nu a mai putut rezista chemării interioare și l-a sărutat pe Andy burlacul. Asta am simțit, a zis frumoasa concurentă imediat după ce l-a pupat pe Andy. Andy nu a fost deranjat deloc, ba chiar s-a bucurat.